Cursurile au fost suspendate la un liceu din Timișoara după ce zeci de elevi și de profesori au ajuns azi noapte la spital cu toxinfecție. Și nu se știe deocamdată care a fost sursa de la care a pornit intoxicarea, având în vedere că nu există cantină în liceu. Vedem ce a declarat la știrile dimineții inspectorul școlar general, dar și prima pistă imediat pe care merg acum anchetatorii după ce deja zeci de elevi și profesori s-au simțit rău. Un echipaj de la ISU, prin reprezentantul lor, m-a contactat, atât pe mine cât și directorul unității de învățământ, aducându-ne la cunoștință că a fost apelat serviciul de urgență 112 de un număr de în jur de 9 părinți care au solicitat să fie internați copiii pentru cu o simptomatologie asemănătoare. Toți acuzau dureri abdominale, stare de vărsături și scaune diareice. Liceul Loga nu are internat, nu au nici cantină. Nu se știe dacă este o toxinfecție alimentară, dacă este o enteroviroză. Ce cunoaștem la acest moment? Că echipajele de la ISU nu au reușit să depisteze care ar putea fi cauza comună pentru care copiii au avut această simptomatologie și prefectul județului Timiș, convocând de urgență Comitetul pentru Situații de Urgență, acum dimineața, a trimis și DSP-ul să ia probe și să verifice care ar putea fi cauzele care au condus la această stare a copiilor. Și într-adevăr, nu sunt cunoscute cauzele care au dus la intoxicarea elevilor și a cadrelor didactice, dar colegii noștri au obținut pe surse informația că se analizează și dozatoarele de apă din incinta liceului, care ar putea fi locul de unde a pornit intoxicarea. Este una dintre posibilitățile luate în calcul în acest moment, dar citeam în presa online, jurnaliștii din Timișoara spun că nu toți elevii și profesorii care s-au simțit rău noaptea trecută au consumat apă de la aceste aparate. Cert este că la această oră se întrunește Comitetul pentru Situații de Urgență din Timișoara ca să analizeze situația de la Colegiul Constantin Loga. 86 de elevi și profesori în total au ajuns azi noapte la spital. Cel mai probabil intoxicați, 12 dintre copii au rămas și internați.